O societate comercială de pe raza comunei Mătăsari a fost sancționată după ce a expediat material lemnos fără documente legale de proveniență. Totodată, oamenii legii au recurs și la confiscarea lemnelor. La data de 1 martie anul curent, polițiști din cadrul Serviciului de Ordine Publică, Biroul Protecția Fondului Forestier și Piscicol au acționat alături de reprezentanții Eocolului Silvic Motru pe linia prevenirii și combaterii faptelor ilicite în domeniul silvic. Cu această ocazie s-a efectuat un control la un depozit de material lemnos ce aparține unei societăți comerciale de pe raza comunei Mătăsari, ce desfășoară activități de depozitare și exploatare a materialului lemnos. În urma inventarierii stocurilor de masă lemnoasă, a rezultat o diferență între stocul scriptic și cel faptic de peste 700 de metri cubi, stabilindu-se că ar fi fost expediați fără documente legale de proveniență. În cauză, societatea comercială a fost sancționată contravențional, conform legii numărul 171/2010, privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice cu amendă în cuantum de 30.000 de lei, iar ca măsură complementară a fost dispusă confiscarea valorică a materialului lemnos, expediat fără documente legale, în valoare de peste 114.000 de lei. Acțiunile de control vor continua și în perioada următoare.